Tinerii liberali au manifestat astăzi în fața CEC, cerând să fie deschise secții de votare în toate țările unde lucrează moldoveni. Asigurați dreptul la vot pentru moldovenii de peste hotare. Cu acest mesaj, circa 40 de tineri liberali au protestat astăzi în fața Comisiei Electorale Centrale. Manifestanții au cerut deschiderea secțiilor de votare în toate statele unde lucrează cetățeni moldoveni și nu doar acolo unde țara noastră are reprezentanțe diplomatice. Je veux voter! Je veux voter! Voglio votare! Voglio votare! I want to vote! Telo nazifizo! Cetățenii Republicii Moldova nu sunt buni doar ca să trimată bani în Republică, dar sunt și au dreptul la vot. Noi, prin acest protest, încercăm să ținem cetățenii Republicii Moldova din Spania. Adică noi, alții din Italia, adică unii sunt mai mulți cetățeni a Republicii Moldova. Votul este cel mai important instrument al cetățenilor pentru lupta cu nedreptatea și astăzi am venit aici să ne solidarizăm cu cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare. Protestul a durat circa 10 minute, după care tinerii au plecat fără a transmite vreun mesaj scris membrilor CEC, lucru ce l-a deranjat pe președintele Comisiei. Alegerile se trec în Republica Moldova, pe teritoriul Republicii Moldova. Teritoriul Republicii Moldova, conform dreptului internațional, este ambasada, consulatul și celălalt. Alte secții de votare s-ar putea deschide, bineînțeles, numai cu acordul statal între statele membre, deci ale Comunității Europene sau statele care au făcut acorduri bilaterale cu Republica Moldova. Dar asta nu este ține de competența Comisiei Electorale Centrale. Și moldovenii din Irlanda au amenințat că vor organiza proteste dacă nu va fi deschisă o secție de votare în Dublin. Revoltați s-au declarat și moldovenii din America. Asta pentru că va fi deschisă doar o secție de votare la Washington, unde vor trebui să voteze și moldovenii din Canada. În situația ultimilor se află și moldovenii din Spania, care vor fi nevoiți să meargă la Paris pentru a vota. Moldova are 30 de ambasade și secții consulare în 26 de țări.